să ajungă la guvern proiectul de hotărâre prin care Delta Bucureștiului va deveni parc natural. Iar și o problemă acolo, dumneavoastră puteți da un, un, ordin de ministru prin care să, acel loc să capete protecție temporară. Totuși, acest lucru nu a fost făcut nici de dumneavoastră, nici de miniștri din de da. noastră. De ce? Ce mă bucur că mi-a spus întrebarea asta, ca să pot să clarific. Uh, este greșit ce s-a spus și sunt... Uh, așa scrie la lege. Uh, nu, da, sigur, așa scrie la lege. Numai că S-au făcut aici niște afirmații cum că ar fi putut Ministerul să dea un ordin și nu l-a dat, de deci ce nu l-a dat. Eu când mi-am început activitatea, prima vizită pe teren pe care am făcut-o, pentru că chiar a doua zi de Crăciun, a fost la Delta Văcărești. M-am dus singură, pur și simplu am vrut să văd și eu Delta Văcărești, pentru că deja mi se spunea de ea și am vrut să știu ce e acolo și despre ce vorbim. Eu având un background în biodiversitate, arii protejate și, uh, și cam știu cum arată și un parc natural, și un parc național și așa mai departe. Deci chiar mă interesează foarte tare subiectul. Însă, sunt, au fost foarte multe sensibilități acolo legate de, de proprietari care existau, deci oamenii care încă mai aveau terenuri și așa. și ca să putem să ajungem să declarăm acea zonă parc natural, trebuie parcurs niște pași procedurali și legali care să fie fără dubiu și fără posibilitatea de a fi contestați ulterior. Asta înseamnă sigur că procesul poate să dureze un pic mai mult decât s-ar aștepta alții, dar nu se poate peste noapte. Ori eu am vrut și am ținut foarte clar să parcurgem acești pași așa cum este necesar. Și că hotărârea de guvern este în lucru, este în procedură de avizare internă la noi. Sperăm în câteva săptămâni să, să plece deja în avizarea interministerială și să o ducem la guvern. Dar, referitor la ordinul de ministru, pentru că s-a făcut afirmația și chiar am fost dezamăgită că au făcut-o chiar cei de la Parcul Național Văcărești cu care noi ne-am întâlnit. Scrie, de... eu am verificat da. afirmațiile lor, scrie în legea da. lor protejate, da, am pus da. toate articolele da, din respectiva da, lege scrie. care scrie, da, da, clar, da, nu există. Da, numai că ordinul de ministru nu se dă așa, eu astăzi vreau să dau un ordin, hai să-l scriem și să-l dăm. Ordinul de ministru are aceeași procedură, la fel ca și o hotărâre de guvern. Deci trebuie să intre în consultare publică 30 de zile. Păi trebuie, trebuie să fie ori în consultare publică. Nu, nu, nu. Nu ordinul de ministru a fost în consultare în publică. HG-ul. HG hotărârea de guvern. Deci vorbim de două lucruri diferite. Uh, nu, ce spun și este... Noi înțelegem că hotărârea de guvern durează mai mult din cauza procedurii și până iese hotărârea de guvern, de ce nu dați dumneavoastră un ordin de ministru să puneți protecție provizorie? Da. Ei, Ordinul de ministru are aceeași pași procedural ca și hotărârea de guvern. Asta este ce nu s-a înțeles. Deci și au crezut că poate pot eu să scriu un ordin de ministru așa peste noapte și nu se poate. Uh, și s-a discutat cu Parcul Național Văcărești, cu reprezentanții lor și cu uh, juriștii mei în care le-am explicat foarte clar că și ordinul de ministru... Are aceiași pași. Ori noi fiind deja cu procedura lansată pe hotărârea de guvern, nu avea sens să începem acum o altă procedură pentru ordine de ministru care s-ar fi terminat după ce terminam hotărârea de guvern. Și atunci am spus, haideți să avem o răbdare încă câteva săptămâni, să închidem această procedură și să putem pleca. Pentru nu, că nu este vorba doar de dumneavoastră, este vorba și de miniștrii care au fost înainte. Ideea că de 2010, de când se vorbește de acel loc, uh -huh. și cel puțin în ultimele luni, de când, uh -huh. de când ați venit noastră, au avut o mulțime de incendii acolo. Da. Eu am văzut animale moarte. E este dureros ce se întâmplă când ai un loc atât de frumos în București și când tu ai, de mm -hmm. ai un deficit de spațiu verde și nu-și mm -hmm. fă cu acela De fapt, asta e nemulțumirea noastră și a, da. a cetățenilor. Că se pierde ceva ce se putea face. Acum, eu știu, deja au murit vulpile, din câte am înțeles, au murit mai multe animale, reptile. Uh, unu, eu nu pot să comentez ce au făcut ceilalți miniștri și de ce de patru ani nu s-a ajuns să se declare până acum zona asta par naturală. Eu pot să spun doar că pentru mine a fost o prioritate și că am pus tot efortul și toate resursele care s-au putut ca în astea trei luni să mergem în acești pași procedural să ajungem la capăt. Uh, printre multe alte specializări, la bază sunt ecolog. Hai să ne gândim un pic că totuși acea zonă acolo a fost o zonă în care s-au făcut niște demolări, în care treia să fie un lac de acumulare și în care acum natura a venit și l-a populat cu toate aceste specii extraordinare. E foarte trist că mor vulpile și că sunt incendii, dar natura își revine. E important să reușim să punem zona asta sub protecție. Și eu îmi doresc foarte mult că și eu sunt născută și crescută în București și pentru mine și familia mea și pentru toți bucureștenii să avem acolo acest loc extraordinar care să nu fie doar. Uh, nu că mai îmi spuneau unii oameni, spuneau, dar de ce declarați zona aia? Parcă o să fie o mlaștină acolo plină de țânțari care să ne dea țânțari. Nu, pentru că dacă o facem inteligent, acolo putem chiar să avem o zonă de wetland, o zonă umedă foarte frumos amenajată. La Londra văzut Exact, o... și la Londra, dar și în alte părți. Uh, deci este, este un obiectiv important pentru mine, dar nu pot să fac să rind niște etape, că nu e bine pentru nimeni. Uh, și din cauza asta am, am ținut foarte mult să mergem cu lucrurile până la capăt. Iar ordinul de ministru nu se putea da fără să parcurge aceleași etape. Ori noi deja suntem de două luni în lucru cu notificările proprietarilor, cu toată activitatea juridică care e foarte intensă, pot să vă spun, la fel. Deci, când vom avea hotărârea de guvern? Eu sper că până în final de martie-aprilie să, să fie gata. Uh, la începutul acestui an a existat o propunere din partea. Conducerea Administrației Rezervației Biosfera Delta Dunării, ca șase plaje noi din Tulcea și Constanța să intre în circuitul turistic. Uh -huh. Este vorba de Midia Corbu, urina, Portița și Sfântul Gheorghe. În ce stadiu se află acest proiect și care este poziția noastră vis-a-vis de subiect? Dacă plajele devin publice în zonele se va putea construi, că adică vor deveni hmm. stațiuni? Ha, ha. Uh, nu. Deci ce se întâmplă acolo este. Deci uh, acelea sunt niște zone de, de protecție strictă în clipa de față. Fac parte Unde? din biosferă. Da, exact, fac parte din biosferă. Da, dar biosfera are mai multe, nu totul e zonă strict de protecție, în unele zone ai posibilitatea să faci dezvoltare cu impact redus și așa mai departe. Uh, însă acolo oamenii merg la plajă vara și nu se ține prea mult cont că e zonă de protecție sau nu e zonă de protecție, se, se folosește plaja sau anumite parte din plaje pentru agrement. Asta înseamnă că are BDD-ul trebuie să vină să dea amenzi, oamenii să plătească amenzi, plaja tot se strică un pic și avem o situație în care, de fapt, nu există o, o regulă clară despre cum trebuie făcute lucrurile. Și atunci, ce vrea să facă are BDD-ul în clipa de față va fi un, un studiu de impact, să se înțeleagă, bun, care este impactul antropic al acestor activități și să se vadă dacă, coroborând cu datele științifice, s-ar putea scoate. O porțiune mică din acea plajă să se facă într-adevăr reglementată ca loc de agrement, ca o lumea să poată să vină să facă plajă acolo, dar fără a afecta mai departe ecosistemul. Nu se pune problema de construcții, nu se, se pune problema de, de stațiuni sau de hoteluri, sau de, nu, se pune problema să reglementăm un pic acea activitate, pentru că în clipa asta e cam toată lumea încalcă legea și nu e bine așa. Cum o să dați ordinul de ministru prin care o să stabiliți clar pe ce răuri este voie să se construiască microhidrocentrale? Da. Uh, este foarte așteptat să discută din 2012. Aici, despre... Da, mă bucur că, că, că există aceste așteptări în care, în care, eu trebuie să rezolv păi, tot ce a rezolvat de, de 20 de, de ani. Oamenii exact, au foarte multe exact. Adică am alte așteptări de la știu, dumneavoastră. Știu, că una să vorbesc cu cineva, știu, alte să vorbesc. Știu, da. Nu, mă bucur. Uh, și vă asigur că și eu și echipa mea suntem în foc continuu acolo să încercăm să rezolvăm cât mai multe din, din aceste lucruri, uh, unele rămase mult din urmă. Pe microhidrocentrale, situația e în felul următor. Deci, uh, avem în clipa de față în jos de 300 de microhidrocentrale în țară. Uh, legislația a fost destul de permisivă, cam până prin. Uh, 2013 și atunci s-a înregistrat acest boom. Coroborat cu necesitatea sau, mă rog, cum s-a interpretat nevoia de energie verde, și am văzut un boom de, de microhidrocentral. În strategia energetică națională, începând din 2013, noi am introdus niște, uh, niște măsuri în care am solicitat să fie mult mai restrictiv uh, construcția de microhidrocentrale. În clipa de față, trendul este foarte des, e descrescător. Deci avem doar șase microhidrocentrale în avizare. în clipa da, de față, în 2015. microhidrocentrale în, în zone protejate, în parcuri da, naturale, adică că... acum sunt în litigiu pentru societatea civilă, ONG-urile încearcă anularea autorizațiilor, adică nu vrem să se mai ajungă, poate că peste trei ani eu o să fie iarăși un tren crescător, știu. Da, nu, ce vreau să spun, dar nu m-ați lăsat să termin ideea... Uh, eu am, uh, am cerut un control foarte serios pe, pe microhidrocentrale și în special pe cele pe care avem infringement. Deci avem infringement la Uniunea Europeană pe unele dintre ele uh, și s-a început de acum două săptămâni deja uh, controlul uh, combinat uh, apele române cu garda de mediu și cu Agenția de Protecție a Mediului, pentru că astea sunt instituțiile pe care le-am la dispoziție și care au responsabilitate în acest sens. Deci sunt echipe mixte care au, uh, merg pe teren și controlează avizele, pentru că pentru o microhidrocentrală trebuie aviz de la apele române și îți trebuie aviz de la uh, Agenția de Mediu și controlează nu numai dacă ele au aviz și dar controlează și dacă avizele pe care le-au dat aceste instituții sunt în conformitate cu legea, pentru că există suspiciuni că în anumite cazuri avizele s-au dat așa cam așa. Deci, până una alta, eu vreau să fac o radiografie a situației și aștept rezultatele acestui lucru și în funcție de asta apoi vom decide. Dar și eu nu consider că este normal să avem microhidrocentrale în arii protejate și trebuie făcută și o analiză cost-beneficiu pentru că, până la urmă, trebuie văzut câtă energie verde generează aceste microhidrocentrale și în ce măsură contribuie ele în mod real la nevoia națională, versus costul pe care îl avem prin distrugerea acelor ecosisteme. am fost în pisiriță și am vizitat o astfel de microhidrocentrală și am văzut, am fost șocat, am văzut acea scăriță pentru pești. Da. Și era ceva așa cu niște găurele. Da. Clar, peștele nu încape pe da. acolo, da. că peisajul natural era da. distrus. Da. Mi se pare da. ceva absurd, mai ales da. Da. Da, da, da. în zone unde ai frumusețe naturală. Da. Ok, ajungem la păsări acum. Știu că este în lucru un proiect de modificare a legii vânătorii și vreau să vă întreb dacă veți introduce interdicția de a vâna păsări cântătoare. Noi suntem printre ultimele țări din Europa în care se mai întâmplă așa ceva și este da. ceva barbar dacă veți camioanele acelea pline cu ciocărlii sau... Da, da, e într-adevăr e într-adevăr uh, într uh, barbar, cum ați spus. Uh, da, legea vânătorii este în lucru. Noi uh, ne-am preocupat foarte mult și știți bine că au fost uh, niște teme foarte delicate pe, pe zona de ciobani, de vânătoare, de acces la pășuni, de număr de câini. Uh, asta e următoarea întrebare. <laughs> A, bun. <laughs> Uite, am anticipat. Uh, însă, însă, da, o să luăm în calcul și o să vedem și cu ciocălile pentru că mi se pare ne neacceptabil. Uh, Agenția Europeană de Mediu a identificat în 2015, în Uniunea Europeană, că cel mai mare dușman al mediului este agricultura intensivă. Cum vă poziționați față de cererile ciobanilor privind pășunatul, inclusiv în perioada de iarnă, și problema aceea cu câinii, care a strălnit foarte mari controverse cu numărul da. de câini de la stână? Da. Uh. Bine, haideți să, să spunem totuși lucrurilor pe nume, că, că ciobănitul și uh, oieritul sunt parte din identitatea noastră națională. O facem de mii de ani și am știut să o facem... Și avem destul... și miorița. Avem și miorița, avem uh, mai mult decât miorița, uh, dar am știut să o facem destul de bine pentru atât de mulți ani, nu? Și, într-un fel, din această relație a omului cu natura a, reuș... a, a reieșit și acest... Uh, peisaj foarte frumos pe care îl admiră multă lume când merge în zona rurală în România sau îl admira. Cel puțin străinii îl admiră pentru că la ei nu mai este. Uh, însă, ce vedem în ultimii ani uh, și chiar am avut o discuție cu, cu cei de la BBC pe tema asta este... Um, S-a dezvoltat foarte mult oieritul. Sunt subvenții care se dau, a devenit o afacere bună și asta a dus la creșterea numărului de, de oi și, într-adevăr, la o, o activitate un pic mai intensă. Acum, noi în continuare susținem la Ministerul Mediului că pășunatul ar trebui interzis pe perioadă de iarnă și pentru protecția faunei sălbatice, dar și pentru protecția vegetației, pentru că trebuie să-i dai timp să se regenereze. Să acela de târlire. Exact, exact. Iar în ceea ce privește câinii, nu cred, mi s-a părut într-un fel hilar că reglementăm exact numărul de câini și Însă acele, acele prevederi există de, în legislație de foarte, foarte mulți ani. Ele nu sunt de acum, sunt unele din anii 50, din anii 70. Uh, nu sunt întotdeauna respectate, deci se fac niște excese un pic de ambele părți, și de către vânători, și de către ciobani. Eu cred că ce trebuie, uh, ce trebuie să existe acolo, să, efi, să fie un număr de câini eficienți, de care are uh, ciobanul nevoie să poată să gestioneze bine turma, dar trebuie să fie câini care să fie um, specializați. Pentru că un alt fenomen pe care îl observăm în ultima vreme este că acea rasă tradițională ciobănesc mioritic de care suntem foarte mândri, încet, încet nu se mai folosește atât de mult de către ciobani. Au început să folosească tot felul de metiși care nu sunt un, un câine ciobănesc ca să-l formezi să fie, și spun asta cumva pentru că și la mine în familie, bunici și străbunici am, am văzut și știu uh, cu câtă dragoste și cu câtă atenție se crește un pui de ciobănesc și se, se treinează pur și simplu, se formează ca să fie câine de, de stână. or. Uh, un câine de stână știe cât de departe să se ducă, nu se duce așa noaptea foarte departe de stână. Bine, a situația aceea cu VVF-ul. Ei spun că o haită de câine am da. dat un zimblu. Da, ce da. Pare... da, da, pentru că sunt, sunt, pentru că sunt câini care sunt cumva scăpați de sub control. Și aici trebuie, deci eu nu știu dacă noi trebuie să reglementăm exact numărul de câini, dar trebuie să se înțeleagă că acești câini trebuie bine hrăniți că dacă nu le dai de mâncare, ei o să se ducă în pădure și o să vâneze ce o să găsească, uh, trebuie avut grijă de ei, uh, nu, nu pot fi lăsați așa la liber. Deci, cu alte cuvinte, ar trebui să avem un management, uh, un management mai durabil al întregii situații. Uh, cum, ce soluții aveți pentru criza ambalajelor? s a ajuns așa la amenințări, la discuții, da. scumpirea prețului, la alimente, da, da, da. la bere... <laughs> Ce, cum faceți? Da, este, este un alt subiect care vine nota de plată acum, pentru că așa numita criza ambalajelor este de fapt o situație care durează de 10 ani. Deci există legislația care reglementează ambalajele și aceasta precizează foarte clar că producătorii care pun ambalaje pe piață au obligația să recupereze, să recicleze acest ambalaj. Pe principiu, poluatorul plătește. Um, prin lege, există mai multe modalități de a face acest lucru. Fie un producător își reciclează propriul ambalaj, fie constituie împreună cu alții ceea ce se numesc aceste organisme de transfer de responsabilitate, ulterior, care le preiau cumva. Uh, le fac un serviciu, nu? Deci, producătorul plătește această instituție intermediară o sumă și le fac serviciu de a colecta și a raporta că acest producător și-a atins ținta de ambalare, ținta de, de reciclare, care este ceea ce ne interesează până la urmă. Uh, bun. Ce s-a întâmplat și de ce s-a ajuns la această criză este că, în 2015, administrația Fondului de Mediu, prin schimbarea legislației, a avut. Capacitatea de control încrucișat pe tot traseul de, de deșeu de ambalaj și a descoperit că, de fapt, reciclarea se făcea doar pe hârtie. Nu era o reciclare reală, se raportau uh, valori eronate, false, și au intrat pe uh, anchetă și organele specializate, DICOT în speță, care a descoperit o fraudă de peste 54 de milioane de euro pe care o făceau aceste organisme de transfer de responsabilitate. Și de aici s-a ajuns într-o într situație de blocaj. De ce? Pentru că, de asemenea, prin legislație, uh, producătorul are o țintă de reciclare pentru ambalajul pe care îl pune în piață. Dacă el și-a făcut ținta 100%, totul e în regulă. Dacă nu și-a făcut ținta, pe diferența dintre uh, cât și-a făcut și până la țintă, trebuie să plătească ceea ce se numește o contribuție de 2 lei pe kilogram către administrația fondului de mediu. Uh, și aici, lucru din nou, această, că s-a discutat foarte mult, că mi-ați spus de -a s-a discutat de această taxă de 2 lei, că e o suprataxă, că s-au -au făcut afirmații foarte ronate, în general, în spațiu public. Ea nu este o suprataxă. Ea are menirea de a încuraja reciclarea. Bine, bine. Eu, eu strâng select, da, da. Spun sticlele de plastic, da. pun sticlele de sticlă, mm -hmm. colectez selectiv da, cu noi. Da. Problema este că trebuie să mă duc de multe ori să parcurg kilometri. Eu avut o bună intenție da, da, și da. după aia să nu mai spun că au fost filmați, vin da. anumite, anumite persoane cu căruțele sau cu da. căruciorul și scot, da, în da. containerul acela de reciclare. Până și urmă ei fac reciclarea autorită, reală. Nici, da, și până la urmă, nici nu am exact. nici autoritățile nu mi-a pun mie la dispoziție exact. cum să colecteze separat kitul Exact. Păi asta este. Deci ce a, ce a scos la iveală această situație și foarte bine ați punctat, este că întreaga stare a managementului deșeurilor în România este foarte, foarte proastă. Uh, și prin această criză, așa numită criza ambalajelor, lucrurile au ieșit la suprafață. De ce? Pentru că pe tot traseul, deci, Ministerul Mediului are rol de uh, reglementare și în ceea ce privește aceste ținte de reciclare pe care noi trebuie să le raportăm la Comisia Europeană, pentru că ni le-am le asumat și ne-am angajat la asta prin tratatul de aderare, noi facem raportarea. Dar pe acest lanț există atât de mulți actori și cei la care faceți dumneavoastră referire, respectiv autoritățile locale, care Trebuie să creeze această infrastructură de colectare selectivă. Ministerul Dezvoltării Regionale, care este cel care are responsabilitate pe legea salubrizării și pe aceste autorități locale, toți acești oameni au o bucățică de spus și au un domeniu de, de acțiune pe traseul deșeurilor. România uh. ar putea fi obligată să plătească 200.000 de, da. de euro pe zi că trebuie pentru nerespectarea da. țintelor de reciclare. Da. Problema e cu facem mai departe, adică ce putem să facem ca să pe, evităm asta? Ce facem mai departe? Pentru că uh, acum când, când a ieșit la iveală la situația asta, practic toată lumea a creat că am ajuns la un moment în care tragem linie și spunem acest sistem nu funcționează și trebuie Reparate foarte multe lucruri. Deci, noi ce am făcut la Ministerul Mediului, pe partea noastră de, de legislație care ține de noi, am, am constituit niște grupuri de lucru care deja sunt active de o lună de zile cu producătorii, cu organizațiile, organismele de transfer de responsabilitate, cu celelalte ministere implicate, cu Ministerul Dezvoltării, cu Ministerul uh, Economiei, astfel încât să lucrăm pe partea de legislație și să reparăm ce trebuie reparat, pentru că sau, sunt deșeuri de ambalaje, sunt deșeuri electrice și electronice, sunt uleiuri minerale, sunt foarte multe lucruri. Cu Ministerul Dezvoltării, în mod special, și cu autoritățile locale, că acolo este o foarte mare problemă de, ce spuneți dumneavoastră, de colectare selectivă. Alt lucru pe care îl băgăm acum în legislație, care în mod normal, mă rog, conform agreementului cu Uniunea Europeană, ar trebui să intre de la 1 ianuarie 2017 acea taxă de depozitare la groapă. Noi încercăm să o punem mai repede, este acum în lucru pe ordonanța 196 a fondului de mediu, să introducem deja taxa la groapă de anul ăsta la fel ca să, ca să stimulăm să nu se mai depoziteze la groapă la modul nu general. În acele București o să gândește să-și facă un incinerator pe drumul noi de 5 ani, nu mai știu eu, proiectul. Da. Da, aș zice incineratorul mai degrabă să fie ultima soluție, dacă vreți. Soluția pe care vrem noi și ar trebui să mergem, pentru că și la nivelul Uniunii Europene acum s-a adoptat pachetul de economie circulară. Deci, în Uniunea Europeană se merge pe. Uh, eliminarea deșeurilor, dacă se poate. Deci să nu mai avem nevoie de incinerator. Noi trebuie să. unul, Să facem designul produselor în așa fel încât, când îi se termină ciclul de viață al unui produs, să nu mai fie nevoie să ajungă la groapa de gunoi, să poată fi reintrodus ca resursă în producție. Nu? Asta înseamnă reciclare, despre asta vorbim. Dar România e foarte departe. Noi, uh, Eurostatul, ne spune că facem doar 7% reciclare. 90% din deșeul nostru uh, municipal se duce la groapa de gunoi. Aici sunt foarte mulți bani de făcut, de fapt. Deci tu poți să ai uh, o, o economie a reciclării, a afaceri, business-uri care, care reciclează, însă nu, nu, nu este bine pus la punct sistemul. Și anul ăsta um, v-am spus, am inițiat deja pe partea legislativă um, niște pași. Rămâne în continuare ce s-a întâmplat anul trecut, dar acolo s-a agreat împreună cu, cu producătorii să, să se lucreze cu Ministerul de Finanțe să vedem ce soluții se pot găsi. Ce se întâmplă cu scandalul gropilor de gunoi? Anumite orașe sunt nevoite să-și transporte gunoiul la mm -hmm. câteva sute de kilometri, mm -hmm. pentru că gropile din oraș au fost închise sau nu au mai primit autorizația mm -hmm. de funcționare, iar noi de grope ecologice nu sunt gata și atunci nu mai am unde să-și ducă gunoiul. Păi se încadrează în ce am discutat mai devreme. Deci această situație generală a de adică veți prelungi în deșelor... nu, nu știu, ce soluție deci... se poate găsi tehnic vorbind? Păi în clipa de față sunt doar trei Grop de gunoi conforme, sunt, nu grob de gunoi, acest sistem de management integrat al deșeurilor, smidurile, doar trei sunt funcționale în țară, din câte ar trebui să fie, 42 de județe. Aici ține în mod special de autoritățile locale, pentru că sunt aceste ADI, deci cum se cheamă, Asociația de Dezvoltare Intracomunitară, dânși și cu autoritățile locale care au responsabilitatea să facă aceste lucruri. Nu Ministerul Mediului o face. Există bani, au existat bani prin programele de fonduri europene, și din nou, aici împreună cu eu ce mi-am propus cu, cu colegii mei de la Ministerul Dezvoltării, să avem niște discuții mult mai uh, susținute cu autoritățile locale, care și dâns și la rândul lor trebuie numai să creeze această infrastructură, dar trebuie să facă și conștientizarea populației, pentru că, așa cum spuneți dumneavoastră, unii oameni de bună credință ar vrea să colecteze selectiv dar noua infrastructură, alții pur și simplu nu știu. Deci sunt mai mulți pași de făcut și sunt mai mulți actori care sunt implicați. În parcul tineretului din capital au fost defrișați zeci de arbori fără aviz de la primăria capitalei uh, și s-au construit mai multe blocuri acolo, deja sunt aproape gata unele dintre ele. Totuși, garda de mediu a fost destul de pasivă la, aceast, la acest subiect. Adică, din câte am înțeles, și nu prea au dat amenzi, a venit doar poliția locală și a dat niște amenzi modice care au fost anulate în hmm. instanță. Ce se poate face? Adică, e o rușine. Da, am auzit de situația asta. Uh, înțeleg că durează cam din 2004-2005, deci uh, este, este ceva mai vechi și că acolo practic s-a retrocedat da. teren de din proprietate privată. Dar se totuși nu permite cum da. să construiești pe spații verde. Uh, eu, nu, nu, eu nu am informații că garda de mediu a fost atât de pasivă. Din câte știu, garda de mediu a fost acolo, așadar niște amenzi chiar substanțiale, către un miliard. Dar, uh, dar uh, uh, trebuie văzut din nou, pentru că. Sunt lucruri care s-au întâmplat acum 10 ani. deci. Nu, e, frișerile s-au întâmplat asta anul trecut și se întâmplă nu, nu, nu. și acum. Re, adică, te reîntră adevărat, dar sunt da. vorbim de frișeri care au avut loc în, chiar și acum, probabil că se mai taie cât un copac, așa că ei așa fac, taie sâmbătă, duminica, pândesc și când mm -hmm. nu nimeni au pus copacul da. la pământ și după aia a dispărut domnule, s-a dus primăria și a făcut da, inventar da, da, da. și a văzut că l a dispărut și eu câți copaci câteva luni. <laughs> Deci... Da. Uh, nu, acolo trebuie intrat într-adevăr cu garda de mediu și cu corpul meu de control. Vreau să trimit să vedem care e care situația, un pic. Da. Uh, când începe Rabla și dacă aveți vreo modificare importantă? Uh, Rabla va fi finanțată ca în fiecare an prin bugetul administrației fondului de mediu, care intră în uh, discuție la ședința de guvern de joi. Deci, în, de îndată ce o să avem hotărârea de guvern finalizată, practic, noi în clipa de față lucrăm și la ghidurile de, de finanțare și o să, o să pornim programul. Dar ce vreau să spun este că, spre deosebire de alți ani, îmi doresc ca Rabla să fie un fel de Rabla Plus pentru că consider și o să, mai, o să avem mai multe lucruri noi pe care am vrut să le introduc anul ăsta pe, pe bugetul fondului de mediu, deci niște linii noi de finanțare um, care au legătură cu viziunea mea la Ministerul Mediului. Și ce Rabla plus? <laughs> imediat vă spun. <laughs> Apropo de tranziția către economia verde. Um, Rabla plus înseamnă eu consider că Rabla e foarte bine cu avem pentru că se, se îmbunătățește parcul auto și teoretic se contribuie la o mai bună calitate a aerului, însă cred că ar fi bine să înceapă și România, la fel ca celelalte state din Europeană, să facă o tranziție și către vehicolele electrice sau hibride, pentru că asta este trendul și pentru că avem problema de schimbări climatice, avem acordul de la Paris, deci trebuie să facem niște pași, să ne depărtăm un pic de. de cum se cheamă? combustibilul convențional. Uh, și atunci Rabla Plus înseamnă o rablă clasică plus un pachet de finanțare pentru stimularea achiziționării de mașini electrice și de infrastructură electrică. Da. Uh, și pentru că suntem la Rabla, uh, vreau să vă întreb ce se întâmplă cu timpul de mediu, dacă e intenționat să faceți anumite schimbări, fiindcă există foarte multe voci care spun că blochează de fapt piața... Mașini second-hand, se plătesc foarte mulți bani pentru mașinile vechi la vânzare. Rolul timpului de mediu este să uh, deci să contribuie într-un fel la. la uh, timpul de mediu este principala sursă de finanțare pentru administrația fondului de mediu. Iar administrația și din banii care se strâng prin timpul de mediu, în mod normal, uh, trebuie să vedem niște programe și niște proiecte. Care au un beneficiu pentru mediu. Aici eu uh, înțeleg că există o oarecare nemulțumire a, a populației pentru că poate oamenii nu fac legătura directă dintre uh, acest timpul de mediu pe care și îl plătesc și beneficiile pe care le au mai departe, prin. Uh, adică ce se întâmplă domne cu banii mei, de fapt. Și ce beneficiu văd eu din asta. Dar eu pot să vă spun că, de exemplu, finanțarea pistelor de bicicletă programul RABLA, sunt finanțate de la fondul de mediu, respectiv din timpul de mediu pe care oamenii îl plătesc. Aici, noi facem o analiză în clipa de față la, la minister și nu am o poziție, cum să zic, finală, ca să spun așa, pentru că vreau să văd întâi cum e cel mai bine de făcut, însă, însă eu aș spune că ce ar trebui să se întâmple este o mult mai mare transparentizare a felului în care folosim acest ban public. Astfel încât oamenii să vadă beneficiile. Și eu cred că dacă se vede clar că există un beneficiu pentru mediu, atunci nu, nu ar fi așa o problemă să se plătească acest timp de mediu. Mulțumesc foarte mult, doamna! Și administru. eu vă mulțumesc!